Bună ziua, dragilor și dragilor, mulțumitilor și stimaților. Primesc dimineața SMS de la domnul Dan Vasiliu. Bă, pe la 10:21 e bine, da, măi, la ceas. În momentul acesta 10:21, pot să dovedesc. Acum cu toți sunt de vorbă. Bă, la 10:21 a zis că începe emisiunea. 10:21, nu există om, neamț trebuia să te naști. Sau japonez. Ți-ar fi convenit japonez. Sau bogat. Sau bogat. Bună ziua, bună ziua. Haide să începem, că avem treabă. Haide. Retrospectiva săptămânii, eu am pus niște subiecte deoparte, mai puțin locale, mai mult naționale, că ne privesc pe toți. Din ele am mai scos, Dan, vreo trei, că nu i-au convenit. Practic, nu ne cadrăm în timp. Ce la mai la deal la vale, este. Să vorbim despre niște lucruri? Informații din interior mă interesează de data asta, dacă se poate, nu neapărat la nivel personal, dar ca nivel de informație știu că s-a vorbit foarte mult pe bătaia cu posturile astea scoase la concurs, cu poliția și armata face exact aceeași poveste. Da, și dar sunt 50 de locuri, urgență. 50 de locuri sunt în județul Neamț. Hai să începem cu începutul. De ce e nevoie, cum vezi tu situația asta? Ne așteptăm la ceva nașpa, că și armata scoate posturi, și poliția scoate posturi, și pompierii scot posturi, și jandarmeria, ce se întâmplă? De ce neapărat e nevoie acum de atâția oameni? N-aș putea să dau un răspuns 100% corect, pentru că nu am toate informațiile din interior. Din exterior, ca simplu cetățean acestei frumoase țărișoare, bănuiesc că se încearcă punerea la alinierea la un anumit nivel la care trebuia să fie de mai demult. Bă, dar exista o armată obligatorie într-o perioadă? Bun, nu, dar nu mă refer la chestia cu armata obligatorie. La poliție, da? Poliție. Am văzut că și într-adevăr și la armată s-au scos niște posturi dar posturile alea soldați gradați așa, alea bănuiesc că sunt mai mult pe un sistem de pază și vor să facă un fel de gardă națională pe România, înțeleg, nu, da? De interior. Nu. De exemplu, uite, o chestie interesantă și care e greu de priceput de către mine e aceea, știi, când vezi undeva pază la o instituție militară, pază făcută de firme private de pază. Da. Știi? Și atunci zici, băi, stai așa o clipă, nu sunt economist, nu știu exact care sunt calcule și care sunt chestiune, dar parcă e mai bine să ai oamenii tăi acolo, să poți să... Bă, nu înțeleg faza cu paza. Pui pază militară la un obiectiv militar și totuși nu îi dai și o legislație care să îi permită paznicului respectiv pazei militare să facă uz de armamentul din dotare în caz de. Nu. Bănuiesc că în unitate militară că ai făcut armata. Da, am făcut. Deci există... acolo ce era? Anexa 10 care trebuia să o învățăm? A, cine Dumnezeu mai știe, dar am făcut în 96 armata. Cine mai știe ce era? Da, dar uite, mă gândesc la polițiști, da? Hai, polițiștii ăștia nu vor intra la pază și la bază. Bun, hai să vorbim despre poliție. Sunt șef de deci post. S-au scos 80 de posturi în poliție în județul Neamț, 80 de posturi în mediul rural, ajutor de șef de post. Hai să luăm pas cu pas. Hai să începem, e o chestie bună. Da? Foarte bine că se fac angajări, foarte bine că încearcă să se pună... Mai țineți minte când am zis eu acum vreo 4 emisiuni că trebuie mai mulți polițiști în patrulă? Atunci nu mi-a dat dreptate. Acum am de dreptate. Nu e vorba de patrulă, tu vorbeai de oraș și eu nu vorbesc de oraș. Ce mi-e oraș, ce mi-e comună. Nu. Deci eu altă chestie, gândește că o comună se întinde pe o suprafață mai mare decât Romanu, da, și are 4 sau 5 polițiști. Ca urmare, trebuiesc mai mulți polițiști. Trebuiesc, ca să îi enervez pe cineva. Trebuiesc. Da. Așa. Și sunt anumite probleme de la... În fine, în mediul rural întâlnești niște probleme de stă mintea în loc. De la bătaia cu topoare, coase, oameni beți, condus fără permis sau cu mașini care nu mai au asigurare. Da, la mediul rural se fac din astea. Furtul de găinuțe, de... Da, sunt o grămadă de chestii. Deci amenințări, bețiva și așa mai departe. Trebuie mai mulți poliții. Am rămas surprins în mod neplăcut de modul cum au organizat ei concursul ăsta. Primii doi pași, că ăștia i-am urmărit personal mergând acolo. Dom'le, deci din anunțul dat pe net, spunea ce trebuie să conțină dosarul. M-am dus... la Piatra Neamț, m-am gândit, domnule, în fața unei instituții a Ministerului Afacerilor de Interne, ar trebui să găsești un rând de o singură persoană, frumos întins, un kilometru, doi kilometri, pentru că
Deci nu n-aș avut... Adică puțină disciplină. Ce... Dar, ca disciplină. Deci nu găsesc o grămadă și pe o chestie de forță, candidați fiind și doamne, domnișoare și domni, deci nu... Ține, nu mai conta acolo asta. Deci, în primul rând... A fost un test. Să vadă dacă vreunul din voi să bagă, să organizeze, tu la stânga, tu la dreapta, stai. Nu neapărat, în fața instituției trebuiau ei să se organizeze pe da, dar poate au făcut un test de controlul populației. Poți să-l facă la coadă, la buletine, poți să-l facă la altă parte. 1000 de oameni aproape pe 80 de locuri în Neamț. Da. Una la mână. Nu trebuia să mergi cu dosarul, trebuia să mergi numai cu cartea de identitate și să completezi acolo două cereri, anexa 5, anexa 6. Deci trebuia să meargă foarte repede, trebuia să fie din start prevăzut chestia asta. Cine le completa? Fiecare candidat. Deci, deci nu cei de acolo, nu cei de acolo. Începe cu bancurile. Da. Deci cred că se puteau înscrie 1000 de candidați și în două zile. Mai era o procedură de undeva la un birou de resurse umane unde se treceau într-un registru și dădeau o hârtie la mână ca să te poți duce la centrul medical județean. Bun. Deci, un aspect. Coadă, neprecizarea acestui lucru foarte clar. Veniți cu buletinul în mână. Da. Atât vă trebuie în prima zi ca să depuneți cererea de înscriere. Veți completa acolo două cereri. Trec peste faptul că una din cererile publicate pe site era greșită. Deci m-am dus cu cererile completate, una era greșită. Am completat acolo, am rezolvat problema. Dar s-a pierdut ceva timp. Dar noi suntem obișnuiți să se pierdă timp. Adică uite-te la o chestie atât de simplă cum a fost votarea. Vrei o instituție militarizată unde ar trebui să fie o ordine și o disciplină din start. Deci slabă tare organizarea, da? Da. Hai să trecem și la partea de medicală, că de testele. După aia, la partea medicală, iarăși, te-ai dus cu hârtia respectivă, te duci în altă parte, unde un număr mic de medici, specialiști în domeniul ăsta pentru recrutare, da? Trebuiau să 1000 de persoane, îți dai seama, da, să le vadă, pentru că trebuie să ai o anumită stare de sănătate, să corespundă. Evident, deci să înțeleg că i-au vrut pe cei mai buni dintre cei mai buni, exact, din punct de vedere fizic. Foarte măcar bine, corect, știi? Acolo iarăși dar s-au organizat oameni acolo, au făcut liste, au lucrat sâmbătă și duminică, da, cei de la Centrul Medical Județean, iarăși de apreciat, numai că nu mai ține de ei, de la Centrul Medical, ține de o altă chestie care trebuie analizată și văzut dacă este legală, corectă, pentru că știu în felul următor. În momentul în care te angajezi undeva, sau vrei să te angajezi undeva, trebuie să faci un control medical pe care îl plătește angajatorul. De ce nu a fost situația asta? Uite, aici apare situația în felul următor. La centrul medical avea loc o preselecție rapidă pentru niște lucruri vizibile, clare și da, așa, semne particulare, greutate, grăsime, știi? Nu poți să fii gras și să aș putea să-ți arăt vreo 20 de polițiști care depășesc nu, deci nu ne referim la cei care au intrat în sistem și care au treaba lor. Deci, nu ți se pare absurd ca pe mine să-mi spună că nu pot intra ca polițist pentru că am 4 kg în plus, un nene care nu se poate ridica de pe scaun și e în uniformă? Adică e cam ciudat. Teoretic, ei sunt au controle medicale periodice conform legii pentru toți angajații, așa, li se atrage atenția și sunt discuții pe treaba asta, că nu se mai încadrează în bareme. Da. Poate fac niște rotații și nu mai este operativ pe stradă polițistul gras. Hai să nu ne ducem în interior, pentru că am vorbit degeaba. Deci nu știm ce e interior, care sunt regulile lor, cum de supraviețuiesc în interior. Okay. Ceea ce vreau să spun, după filtru rapid pe anumite criterii clare, tatuaje, semne particulare, cum am spus mai înainte, urmează după aceea să ți se dea o fișă și să spunem du-te și fă-ți analizele medicale. Care costă între 5 și 8 milioane. Ieftin ca braga, ia două. Mulțumesc, ia tu. Dar de ce? Adică eu nu înțeleg. Analizele astea medicale, cu ce vin ele în plus față de orice alte analize medicale generale? Pentru a vedea și, cum să spun, susțin treaba asta, deci nu angajăm fără analize medicale. Nu de asta spun. De ce este prețul atât de mare față de alte analize pe care le faci gratuit ca angajat și plătitor de asigurare medicală?
Nu știu acum câți din cei care au depus dosarele s-au dus și au putut să beneficieze de analizele astea în baza asigurării de sănătate. Uh-huh. Mă îndoiesc că au putut profita mult de treaba asta. Pentru că e vorba de timp, e chestia să mai fie locuri și să aibă cei da. De la... Deci chiar analizi la sânge. Dom'le, stai așa, cât, care se decontează de casă, care nu se decontează de casă și așa mai departe, pentru ce trebuie dacă... Deci, ți le-ai fi permis? Mai puțin probabil. Să nu luăm finanțele tale neapărat, dar ca un simplu da sau nu. Crezi că o persoană care lucrează pe salariu minim pe economie, care e 1250 o să fie de la 1 mai, da? Adică 1000 de lei, 1100 în mână, da? 1100 în mână, da? Va putea vreodată să plătească până la cât ai zis că ajunge? Până la 8 milioane? Hai să zicem un 7. Am auzit discuții, eu ceea ce am putut să mă documentez, m-am documentat până la aproape 7 milioane. Este un fel de... Hai să nu fiu eu la rătăcios și să zic în cuvinte faine, tu îmi dai mie 7 milioane stat, minister, ca să-ți faci o analiză medicală care nu-ți garantează faptul le că vei intra în servici. Firme private medicale. Firme private. Este un fel de lasă că-mi scot eu pârlele alea când voi intra la muncă? Mă pentru faci ce? Să fiu șpăgar? Nu, nu. Ca viitor nu, polițist? Nu. Ei abordez greșit. Cum pentru... să nu? Dar am plătit o grămadă de bani ca să ajung în serviciul ăsta. Îi vreau înapoi. Ți se decontează. De cine? De minister. Dar tu nu intri, de exemplu. Aici e problema. Deci cei care nu intră, da. Ei rămân cu cheltuiala asta făcută. E ca la loterie. Și nu e corect. Și nu e corect la ce mod? Deci eu susțin controlul medical la angajare 100%. Așa cum prevede legea 100%. Dar armata, poliția, jandarmeria, inspectoratul pentru situații de urgență, nu trebuie să fie numai pentru cei care au o situație financiară bună și foarte bună. Corect. Trebuie și aș... iau cazuri particulare. Oameni care de 5 ani de zile, poate și-au întemeiat și o familie, lucrează pe salariu minim. Mai iau cu ore lucrate noaptea, cu ore suplimentare, mai iau câțiva bani în plus. Își poate rupe familia aia din buget un 10 milioane cât costă numai prima fază să te duci la piatra să faci astea. Deci deja este o frână pusă pentru o parte din candidați. Ia gândește-te la copii serioși care au învățat în liceu, au terminat liceu, au fost la școala de copii, casa de copii, deci nu au avut părinți, au fost în instituțiile ale deci statului. La 18 ani ei nu, dacă nu continuă o formă de învățământ superior, sunt pur și simplu azvârliți afară. Da. Să zicem că tânărul care vrea să ajungă în poliție, tânăra care vrea să ajungă în poliție și provine din partea aceasta a societății, a avut ghinionul să nu aibă alături părinții și asta, împlinește 18 ani, termină liceul, nu poate să se ducă, nu vrea, sau ar vrea cariera militară, da? Și vrea să ducă spre cariera în poliție. Da. Ca să vorbim clar despre ceea ce știu acum din propria experiență. Corect. Că ai trecut prin asta. Pentru că n-aș putea să spun despre armată în momentul de față, pentru că chiar nu știu exact pașii. Armata ar trebui să fie mai simplu. Mai simplu, dar tot cu vizită medicală. Numai că acolo știu că la armată se trimite la spitalul militar. Și atunci corect. Senzația bănuiala că nu se plătește. Da? Încă nu știm, dar încă nu știm, să dar vorbim, o să aflăm. Dar în poliție avem acel tânără, absolventă de liceu cu bacalaureat, se angajează, așa? Clar că statul nu mai ține în grijă, trebuie să-și caute corect. O chirie. Găsește o chirie undeva mai ieftină, economisește bani, nu fumează, nu bea, nu se distrează cu colegii, pentru că spune, băi, trebuie să strâng bani pentru treaba asta. În cazul fericit că apare postul, cum a fost acum, și se duce și dă și ea. Dar este totuși o piedică, pentru piedică că, mare. Că a fost o iarnă ușoară și cineva strângător la pungă, neavând facturi la gaz foarte mari, vorbim de zona Romanului, da?
ar putea să mai pună deoparte, domnule, factura la gaz. E o plată, într-adevăr, fantastic de mare pentru un examen medical pe care nu-ți garantează angajarea. Dar nu trebuie, nu e chestia că garantează angajarea. Nu este corect. Deci este un criteriu financiar care nu trebuie să stea în calea candidatului. Una la mână, doi la mână. Paradoxul romanului. Nu ne întinde foarte mult cu ăsta, dar vreau să mai spun încă un paradox. Te duci cu lista și trebuie să ajungi la mai mulți medici specialiști. Da. Unul din medicii specialiști la care trebuie să ajungi, urolog. Care? Am rămas surprins. M-am dus la trei centre medicale din Roma și mi s-a spus, știți, aici la urologie în Roma nu rezolvați problema. Pentru că nu avem medic urolog. La noi o să vină pe două... Dar există secție. Nu știu dacă mai... Nu cred că există secție. Dacă există urologie... Nu există secția de urologie în spital? Sau există, dar nu este medic? Secție, cabinet? Cum poate să existe? E ca și cum avea o biserică fără popă. Nu. Avem, poți să ai biserică și vine popa prin detașare... Din când în când. Din când în când. Așa și aici, urologul vine pe 21 la un cabinet, la Barticeș pe luni ar fi fost... Deci dosarul trebuia depus până astăzi, vineri. Deci apar situațiile astea. Nu ai medic urolog. Am sunat la Piatra, într-adevăr, numai la o singură clinică și unde erau doi medici urologi pe lista lor. Până săptămâna viitoare nu avem cum să vă ajutăm cu urologia. Uh-huh. E iarăși o problemă. Nu, am întrebat pe cei de la cabinetele medicale. Nu m-au înțeles asistentele și nu era treaba lor să mă înțeleagă pe mine acolo. Am zis, înseamnă că nu avem probleme urologice în roman. Sau sunt puține. Nu, că avem pacienți. Sunt vreo 20 care așteaptă de fiecare dată când e medicul. Nu e bine. Deci nu, iarăși, adică în momentul ăsta îmi dau seama că dacă Doamne ferește te îmbolnăvești în roman, mori tot în roman. Deci dacă nu ai un medic urolog. Bun, ce se întâmplă atunci? Actualul manager al spitalului trebuie să aducă pe cineva să facă tot posibilul să atragă un medic urolog? Ca să fie și în spital. A fost la un moment dat cineva, un medic urolog, care făcea și de gardă, dar cred că a terminat rezidențiatul și a plecat din roman. Nu știu dacă din străinătate, dar ca și idee. Deci, pe chestia cu poliția, succes celor care și-au depus dosarele și-au trecut de vizita medicală, dar trebuie revăzut modul de organizare în buzeala respectivă, o ordine. Deci în fața unei instituții... Deci dar la români nu știi că nu prinde trebuie chestia asta, nici măcar nu. Să-și faci o rezervare pe net sau telefonic sau să te duci să iei. Vorbeau cu cei de la... Deci una, să fi fost foarte clar, se vine doar cu buletinul, una la mână, da? Doi la mână vorbeau, că mă sigur cele două instituții comunică, poliție și jandarmerie, aduceau niște garduri de la jandarmerie și făceau să se stea frumos câte unul. Hai că punem gardurile astea ca să se învețe lumea să stea câte unul, nu pe grămadă, știi? Da. Și în momentul ăsta e un semn de civilizație, un semn, ar fi mers mult mai repede. Dar asta e situația. Încă două cuvinte... Numărul de candidați, vroiam să te întreb, sunt anumite comune în care trag frate ca muștele la dulceață și altele în care... Nu știu care e situația, pentru că am auzit la radio, într-o comună din Gorj, 100 de candidați pe un loc. Acolo mă gândesc că băieții s-au și îmbătat și s-au dus cu toții. Hai să ne înscriem. Deci eu nu pot să înțeleg ce are... Nu mă pricep. Nu, recunosc că ies foarte rar din roman. Foarte rar și ies doar aici în zonă. Totuși, ce are Dumbrava Roșie față de Trifești? Dumbrava Roșie, 27 de concurenți. Da, bă, dar Dumbrava Roșie e lipită de Piatra Neamț. E ca și cum ai fi în oraș. Da, dar nu ești în oraș. Ești în Dumbrava Roșie. Ești ca... ca în Horia. Bun, ce are Trifeștiu? E la 4 km distanță, la 5 km distanță. Îți ia 8 minute cu mașina. E, dar nu este lipit de oraș, una la mână. Dumbrava Roșie e cu vile, e cartier rezidențial, deci altă lume. Da, domnule, nu mai faci caca în fundul curții. Da, dar sunt altfel de oameni care nu se bat pentru o palmă de pământ, ei deja au cu cadastru, au tot și totul trasat. Ok, dăm voi. Hai, Dumbrava Roșie am înțeles. Făurei, 25 de concurenți pe loc. Răucești, Borlești.
La Borlești cred că se iei mai mult, Tămășin, 21, nu, Borlești 22. Mă, Tămășin este o comună mare. Este o nu este lipită de oraș. Nu este lipită, dar este o comună mare. Și are foarte mulți locuitori, are foarte mulți tineri. Nu știu la Borlești care e treaba, nu știu la Făurei. Făureiul mi se pare așa izolat mie. Da. Deci nu-i nici la drumul de țean, nici la drumul european. Dar poate oamenii din sat de acolo au fost informați mai bine decât cei din Trifești sau din altă comună. Știi că aici e chestia și cum vine informația. Da. Pentru că s-ar putea într-o comună să nu știe. S-au înscris alții din afară. Eu m-am înscris în comuna unde stau. Eu, am cel puțin logic. Personal, vorbind de momentul ăsta, mi-aș face mutație în una dintre comunele decât să stau în oraș, uite, și mergând pe ideea asta, nu m-aș băga, frate, ca polițist în oraș. Dar nu-i vorba, pentru oraș nu este. Am înțeles, dar într-o comună mare, masivă, prefer una liniștită, mică. Dar știi care sunt liniștite, care e rata de criminalitate într-o comună sau în alta? Băi, la Trifești față, nu știu, hai să zic, de exemplu, Stănița. Văleniu, din câte știu eu, era o comună liniștită. Deci poliția de acolo și-a făcut treaba. Păi ia o comună și fă-ți treaba în ea și fă-o liniștită. Da, nu tragi la Huzur. Asta încerc să spun. Tu ce faci practic? Îți depui dosarul ca să fii șef de post unde? La Huzur? Băi, lumea mai încearcă. Că aș putea și fiu. Păi te duci din prima cu ideea că vei fi șpăgar. Nu, domnule, mă duc. Unde e criminalitatea cea mai mare? Acolo mă duc. De ce? Pentru că intenția mea ca polițist este să fac o comună să mai bună. Să prind infractorul și să-i mut. Vreau să fac, păi, dar nu asta e ideea unui polițist, nu mă duc unde e bine deja. Nu, oamenii își caută un loc de muncă și își caută pe diverse criterii. Dacă locuiești în Piatra Neamț, chiar de ce să facă naveta? Cu toate că se decontează naveta, sunt niște avantaje, iar ar trebui luate în calcul. Dar rămânem la locurile de muncă, a fost bursa generală a locurilor, da, de muncă, râdeam cu cineva, pe internet, bunul meu prieten Aldo mi-a dat ideea asta fără să știe, el nu știe încă să mă folosesc de cuvintele lui. Vorbea cu cineva care i-a tăsese atenția că în romanul ăsta ar trebui să se facă mai multe locuri de muncă, să nu mai fie anunțuri cu angajări peste tot. Și Aldo îi zice, care e un om al cuvintelor și el, și zice, păi uite paradoxul. Toată lumea se plânge că nu sunt locuri de muncă, dar peste tot există angajezi. Da. Hai să vedem știrea și după aia. Vedem știrea și ne întoarcem în comentarii. Agenția Ștețeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț organizează joi 14 aprilie Bursa Generală a Locurilor de Muncă. Acțiunea se va desfășura începând cu ora 9 în următoarele locații. În Roman, la cantina grupului școlar Vasile Sav din Bulevardul Republicii numărul 46, în Piatra Neamț la Colegiul Național Calistrat Hogaș și în Târgu Neamț la sediul agenției locale din strada Ștefan cel Mare numărul 66. În cadrul bursei vor avea loc întâlniri directe între angajatorii ofertanți de locuri de muncă și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, cadru în care se vor face cunoscute condițiile necesare pentru angajare. Precizăm că la acțiune pot participa atât cei care au fost contactați și invitați, precum și alte persoane care doresc ocuparea unui loc de muncă. Vorbind de locuri de muncă, în continuare ați văzut știrea, o grămadă de locuri de muncă, se vorbește de, unde era, 300 și ceva de locuri de muncă? Parcă așa. Nu mai știu până, da. Sunt locuri de muncă, asta e prezentarea pentru târg, între timp târgul s-a petrecut la ocuparea forței de muncă. O grămadă de locuri, oamenii se plâng că sunt plătiți puțin, patronii se plâng că viitorii angajați nu au experiență, cu toții se plâng că programul de muncă e mic, mare. Cum mic facem? Nu se plânge nimeni. Ba da, patronii se plâng, programul de muncă e prea mic, cum doar 8 ore, puneți-i să stea 15, ăștia ar fi în stare. Salarizarea este, și am văzut materiale atât de la noi, de la Roman 24, cât și de la alte televiziuni locale, imagini luate de la bursa locurilor de muncă, se vorbește foarte mult de inechitatea în serviciu, inegalitatea între statutul de angajat și angajator. Salariile sunt foarte mici. Spunea unul pe internet, da, domnule, într-adevăr, se caută foarte mulți oameni despre angajare, însă salarizarea pleacă de la 600 de lei. E posibil? Eu știu că e ilegal. Există un salariu minim pe economie. Salariul minim ar veni să fie 600 de lei în mână? Nu știu, cred că e puțin mai mult. Dar ce lucrezi în sistemul bancar, domnule, să plătești jumate din salariu pe taxe și impozite sau cum? Nu. Sunt moduri de abordare diferite de la om la om. Uh-huh. Am întâlnit persoane
să zicem așa, la prima impresie păreau arogante și că, domnule, eu nu mă duc să lucrez pe temir ce. Da. Nu aveau nici experiență în lucru, nici o pregătire... La ce vârstă vorbim? Până în 25 de ani. Păi și ce experiență vrei să aibă până în 25 de ani? Abia a terminat facultatea. Da, dar vreau să spun că avea pretenții foarte mari, deci la ceea ce urma să încaseze pe fluturaș și bani în mână la sfârșitul fiecărei luni. Aha. Și deci a refuzat astea, până la urmă a găsit undeva, vorbind strict de persoana respectivă, a găsit undeva ca agent de vânzări, unde s-a dus pe o sumă mai mare, un alt fel de muncă, nu muncă de numai de 8 ore, da? Ca agent de vânzări n-ai un program. Da, e mai dificil să fii legat strict în 8 ore, cu toate că trebuie să te legi în funcție de clienți. Da. Și ar putea să iei să fie în 8 ore abordabil sau în 12 ore și atunci și tu trebuie să te adaptezi la programul ăsta. Dar și câștigul material poate să fie altul. Da, nu toți pot să găsească sau nu toți își pot permite să refuze un an, doi diverse oferte în așteptarea acelei oferte. Bun, și atunci stai puțin să înțelegi. Și eu din partea cealaltă. Deci trebuie să suport orice porcărie pe care mi-o trimite angajatorul pe cap, mergând pe ideea că sunt tânăr și n-am experiență. Nu. Sunt tânăr, nu am experiență. Vreau să lucrez? Da. Da. Găsesc loc de muncă. Da. Nu am, eu mă duc la un loc de muncă, eu nici nu știu ce ar trebui să fie, cum ar trebui să fie. Trebuie să mă documentez totuși în timpul care voi avea la dispoziție și trebuie să știu când am terminat școala și 8 clase, când am terminat, trebuie să știu un lucru. Programul de lucru este de 8 ore. 40 de ore pe săptămână. Trebuie să știu dacă faci regulile de bază din codul muncii. Pentru că în momentul în care ajung la o firmă, vă spun clar, pentru cei tineri, deci mergeți și lucrați. În momentul în care ați sesizat nereguli, da, raportați-le mai departe către ITM, către presă, corect, căutați organizații neguvernamentale care să sprijine, să vă sprijine în lupta împotriva abuzurilor de acest gen și o să îndreptăm lucrurile împreună cu toții. Deci tu, tânăr, pentru că s-ar putea să ai alături pe unul care să aibă 30 ceva de ani, doi copii acasă, rată la bancă și care o să accepte comportamentul directorului sau patronului respectiv, un comportament incorrect, imoral, corect, ilegal, că omul să pentru că omul nu-și permite, cum îmi spunea cineva astăzi, că a lucrat undeva la o firmă unde directorul înjura, vorbea urât și așa mai departe și lucra nu 8 ore, ci și 12 ore. Trebuie să mă mai interesez exact și de la din alte surse. Se fac abuzuri, pentru că una, li s-a urcat la cap unor angajatori și sau unii au avut puterea financiară pentru a-și deschide o afacere, dar nu au pregătirea, bunul simț, cultura pentru a fi angajatori, așa și se comportă ca arendașii din de la începutul secolului 20, corect, și așa mai departe. Deci pentru cei tineri este foarte simplu, mă duc, lucrez, am sesizat că sunt nereguli. Nu ai, ar trebui nu să ai, faci tot familie de întreținut, să-ți închidă firma. Mă, poți... No, adică ideea ar fi să se îndrepte persoana respectivă să nu mai facă greșeli. Tu mă angajezi pe mine, îmi dai, să zic, 900 de lei pe lună, nu îmi dai 1000, cât spune legea, îmi dai 900 de lei pe lună. Mie nu mi se pare corect, mă ții și 10 ore pe zi. Ca urmare, ce fac? Mă duc și te dau un gât la ITM. ITM-ul vine, îți împinge o amendă de 500 de milioane de lei, tu dai faliment și rămân pe drumuri. Practic am pierdut 900 de lei pentru că am fost prost și nu mi-am ținut gura. Eu aici ce spun? Că tu îți poți găsi și în altă parte. Angajatorul respectiv, aici e chestia, domnule, eu ce pierd? Eu pierd un loc de muncă, am să-l găsesc în altă parte. Deci trebuie să gândim... Dacă ai foarte mare baftă, da. Să gândim la modul ăsta. Deci tânărul începător, pentru că eu dau un exemplu, domnule, a venit TRV-ul în Roman, firmă mare. Au venit tineri care au început să lucreze la TRV și... au plecat în altă parte. Da. Deci, ce nu le-a plăcut? Pentru că, deci ei n-aveau un element de comparație cu un alt loc de muncă. Și au plecat în altă parte. Și după câteva luni s-au întors. Și au spus, aici ai
Corect. Sunt alții care au plecat și au plecat înjurând și nu s-au mai întors niciodată. Adică vorbim despre firmă care este controversată. Sunt și alții care au plecat și nu au mai venit pentru că aveau o altă pregătire și puteau să lucreze în altă parte pe bani mai mulți. Deci să se respecializeze pe meseria de operator confecții, da? Deci sunt două aspecte. Eu asta vorbesc. Tânărul începător, ăsta poate să fie cheia și lăcata modificării. Cu condiția să se implice, da, cu totul. Da. Nu doar în salarizare, cât și în hai să reparăm ce e, da, de reparat. În momentul în care se duce și lucrează pentru 8 ore, pentru că până la urmă sunt factori de destul de factori psihologici, să zic așa. Da. Că vine angajatorul și te face din vorbe. Super, ești băiat bun, nu știu ce, pac, uite, salariul minim îl ai, uite, pe cartea de muncă, dar uite, mai ia încă 100 de lei, ai făcut o treabă bună. Trebuie angajatorul să fie și un bun psiholog. Trebuie să fie. Obligatoriu. Nu poate să fie. Se vorbește mult despre conflictul între generațiile de angajați. Nu știu dacă ai citit pe internet un material, un studiu foarte fain. Angajații mai în vârstă sunt extrem de supărați. Nu supărați, hai să spun. Nemulțumiți pe angajații tineri, care angajații tineri își doresc să avanseze foarte repede în carieră și să primească o salarizare mai mare încă din primele luni de la angajare. Da. Fără sunt să aștepte mie să-și facă rezidențiatul sau pregătirea sau training, da, rodajul. Pe când cei mai în vârstă, care au deja 10, 15, 20 de ani în firma respectivă, au trecut prin în furcele caudine ca să ajungă la un nivel de salarizare și la un punct anume al carierei lor. Foarte fain de citit materialul, da, și am să ți-l trimit pe internet. Pentru că am iarăși un exemplu practic de la cineva. Nu vreau ca lumea să treacă prin furcile caudine. Furcile caudine înseamnă umilire. Printre altele, da. Deci nu trebuie să treacă prin chestii de umilire. Dar îmi povestea cineva care s-a angajat când a terminat facultatea. O firmă, fostă firmă de stat preluată de străini, se cerea engleza pentru că trebuiau să aducă directori sau manager englez și trebuia comunicat așa. Tânăr de pe băncile școlii a ajuns acolo, îi se spune clar de managementul venit din afară. Orice problemă ne-o spuneți. Comunicăm, discutăm, analizăm, rezolvăm problema. Cred că asta e cea mai mare minciună pe care pot să spune patronatul. Nu, aici vezi chestia. Și persoana respectivă, neavând experiența unor alte locuri de muncă, când apărea o problemă ceva, her director, da, uite aici problema, nu știu ce. După o lună de zile a început să vadă și reacțiile celorlalți din jur, celor bătrâni veniți din sistemul de stat, sistemul socialist, da, și sistemul post-decembrist. Nu mă duc la șeful, nu-l supăr pe șeful. Deci este și reacția aceasta a bătrânilor. Deci lasă că știu, zic ca el și fac ca mine. E, pe când cei tineri, deci dacă ar fi putut să fie numai tineri, eu mă gândesc că firma aia ar fi lucrat altfel, ar fi fost altfel. Deci eu văd un colectiv, da, tânăr unde se discută și unde nu este ideea asta, spun ca el și fac ca mine, lasă că spune șeful, dar el aude. Nu, sunt clar trasate, astea sunt sarcinele, ai făcut? Vedem. Sesizați dacă sarcinile la noi e absolut mic, e un soare mic, mic, mic în rest. E un soare, dar trebuie să ajungem la soare, la lumină, la căldură. Da? Și trebuie să facem pașii ăștia. Ei, apare la vechea generație, lasă maică, lasă, el e șeful. Deci, totuși, ceapa ta de șef. Tu dacă gândește tu că și cei care vin după tine vor spune la fel despre tine. Dar cum e în afară? Da, uite că n-am, deci, în afară, vorbeam cu șeful și spuneam, domnule, trebuie făcută asta, și omul, dacă veneam cu un argument mai bun decât al lui, se făcea, da, cum trebuie. Bun, nivel de firmă privată cu discuții așa, dar în momentul în care au loc discuțiile astea și am văzut în București la firme cu mai mulți angajați așa, unde cei mai în vârstă, deci au abordat sistemul occidental și sistemul de discuție, deci fără umilință, fără lasă că trece și așa, lasă timpul trece, leafa merge, lasă că vine șeful și spune, pentru că se vede, cum să spun, în momentul în care într-o firmă avem chestia asta, timpul trece, leafa merge,
La un moment dat apar poticneli. Evident. Și spune, a, dar eu am știut treaba asta. Păi de ce n-ai spus? De ce n-ai reparat-o, da? Păi nu că era șeful turbat, că era șeful, așa că îl supăram pe șeful. Am întâlnit situații în firmă unde de multe ori, deci, mi-am asumat responsabilitatea asta de a prezenta situația clară și asta, turba șeful, să zic așa, da, dar după aceea venea cum rezolvăm problema. Corect. Pentru că altcineva spunea, nu spune șefului, că șeful se enervează, cum să-i spun păi, așa problema ceva? Problema lui, cum să-i păi, spui? Păi, firma da, lui și trebuie să-i spui. Deci facem treburile astea ca să fie totul ok. Deci aici e conflictul între generații și asta. La locul, bursa locurilor de muncă, iarăși, sunt discuții și discuții. Și avem Sfântul Internet care ne poate da anumite informații. Discutam cu cineva căruia i-am spus, reprezenta o firmă, zic că dacă lumea citește pe net povestea scrisă de un fost angajat, o să cam fugă de firma asta. A zâmbit, a zis am să citesc și eu povestea. Dar omul știa cam despre ce este vorba în propoziție. Vorbim de internet și de soare, la următorul subiect a început depunerea candidaturilor pentru locale, știți foarte bine, în mare parte știm. Am dat eu astea. Stop de aia că am avut știre între două. Ne întreabă din camera de regie. Zic eu imediat. Mai avem undeva la vreo... Hai că vreau să spun o poveste, da? Deci se intră în linie dreaptă pentru depunerea candidaturilor, da? Da. Sunt corturi montate pentru strângere semnături. S-a văzut. S-a făcut și curățenie în oraș, chiar parțial. Adică e campanie... Da. E puțin mai multă agitație. Vreau să întreb dacă știe cineva dus candidații pentru primăria Roma. Da, nu știu. Deocamdată încă se știe prematur. Roma, se vorbește. Ca și idee, în linii mari se știu câteva candidați. S-ar putea să fie și mai mulți. O poveste. A fost o dată sau... A fost de curând. Ia să auzim. Un tânăr capabil, inteligent, era muncitor, romașcan. Opa! Așa? Implicat în viața marii familii romașcane, trup și suflet, limpe buci către șefii mai mari, așa, lucra la o firmă, muncea la partid, a ajuns chiar să fie ales de marea familie romașcană, de o parte din familia romașcană, pentru competențele sale, pentru dăruirea sa, pentru abnegația sa, așa, de a da limbi șefilor pentru a munci, pentru societate și așa mai departe, da șeful să trăiți, un yes man de acesta, lucra la o societate, deci se implica în viața societății și așa mai departe. Într-o zi s-a evit un post în care, din întâmplare, el a fost cel mai bun și cred că și singurul candidat la postul respectiv. Era și cel mai bun. Cred că un post la buget. Așa, alături de liderul de partid, a fost susținut, a învățat, a fost pregătit, a trecut de examen, de comisia de examinare, de interviu, de probă scrisă, tot ce a fost. Și a reușit la noul loc de muncă, și-a dat demisia de la vechiul loc de muncă, a plecat la noul loc de muncă, unde și-a suflecat mânecile și a început să muncească cu drag și spor. Și aici apare o poveste interesantă, ideea principală a poveștii este aceea că la vechiul loc de muncă, da, lumea a plâns după el și le-a părut rău. Atunci au făcut dita, mai era un bine că a plecat ăsta odată. Nu, lumea a plâns. Da, a fost un om capabil, un om care muncea pentru firma respectivă, durea în cur. Da. Și un fost coleg, ce a făcut? Domnule, a plecat colegul. Să-i dea Dumnezeu sănătate, succes la noul loc de muncă. Mult ne-a ajutat, multe lucruri am învățat la el, dar o să mut biroul acesta a lui, care a fost al lui aici în partea asta, aici punem un alt birou, o nouă aranjare. Și a aflat acest romașcan, brav romașcan, care a intrat în vechea firmă, ca în firma lui Măsa, și a dat totul jos de pe birou. Nu știu dacă a făcut pagube, dacă a stricat vreun calculator sau ceva de genul ăsta, și a făcut un scandal monstru. Iar conducerea firmei respective a venit și a analizat situația. Am înțeles că ar fi vorba și de depunere de o plângere penală
pentru distrugere, pentru amenințare, pentru chestii de genul ăsta. Deci acest gen de personaj cretinoid ar trebui să dispară din Roma. Public într-o poziție... Da, deci, băi, într-o firmă. Eu am lucrat în 20 de firme, da? Acum ce ar fi să mă duc la toate firmele alea și să văd? Dom'le, ați mutat biroul la care am stat eu acolo. Tu vă muma, nu mai zic ce pumni meritați voi și să fac ordine și să așez din nou birou. Că eu am lucrat acolo acum o lună, acum 2 ani, acum 10 ani. Dar nu știi că mausoleurile și casele memoriale, locațiile în care personalitățile au trăit și au lucrat, ale nu se schimbă prin lege. Da. Dragi romașcani, dacă aveți amănunte legate de această poveste, nume, prenume, cine a fost implicat, cum s-a comportat, vă rugăm să ne abordați pe net, pe Facebook, da? Roman24 online, ca să ajutăm acest personaj să se ducă naibii la sapă și ar bate joc de agricultură. Unde să-l trimitem? Să-l trimitem naibii undeva departe de marea familie romașcană, pentru că e un exemplu negativ. A crescut de morcovi. De porcovi? De morcovi. Da! Da. Deci, foarte este o poveste adevărată. Urmează să mai facem... Așa, știm că firma respectivă, deci conducerea firmei respective unde s-a făcut scandalul, a venit și a făcut o cercetare la fața locului. Nu știm acum dacă nu-i se pune pumnul în gură celui rămas ca angajat al firmei pe motivul că fostul angajat este cu partidul, cu nu știu ce... E cu partidul ăla bun. Opa! Da, da. Și iarăși zic, băi, cum naiba de am avut eu, cum aș putea să fiu membru într-un partid care susține asemenea cretinoizi? E dificil. S-a văzut la noi că genul ăsta de scandaluri chiar să apară în presa internațională, scandalul ăsta. Nu, la noi, la români, nu se distrug carierele politice sau relațiile politice pe bază de scandal. Partidul va ține în continuare la sân. Călduț, un personaj de genul ăsta. Dar el deja este intrat într-o instituție a statului și deja este foarte greu să fie dat afară. Poate să se schimbe primar. Dar cine are puterea asupra instituției respective? E local sau județean? Județean. Ai de cap, e mai bine. Da, da. Asta da. E, deci vă rog, atenție la povestea asta, o să o pun și în scris ca să poate mai fac anumite precizări sau poate să încerc să fiu mai clar decât am fost așa pe cale orală și poate reușim să facem o chestie. Pentru că nu e bine, un personaj de genul acesta ocupă un loc nemeritat într-o organigramă. E un om care zice doar da să trăiți șeful și nu e capabil de prea multă inteligență sau inovație la locul de muncă. Și nu e singurul. Asta, e reprezentant al unui partid. Aici e problema, de fapt, mai ales în perioada asta când vedem și noi că partidele se dau cu capul Nu va mai candida. Am înțeles că nu va mai candida. S-ar putea să nu mai fie acum în partid cu carnet pentru că... Dar ar putea să facă imagine proastă partidului. Oare o să taxeze romașcării? Partidul se va dezice de el la modul că dacă el este funcționar public în momentul de față, el nu mai este membru de partid. Știi? Și asta e chestia. Printre formațiunile, ca să ne întoarcem și să și terminăm emisiunea de astăzi, printre formațiunile înscrise la lupta pentru locale, sunt o grămadă noi, de care cel puțin aud eu prima oară, Partidul Oamenilor Liberi. Da. Da, adică POL. Partidul Societății Eșene PSI. Partidul Neosocialist. Partidul Ialumițenilor, Partidul Forța Moldova, Partidul Social Democrat al Muncitorilor, băi, există și PLM, dacă înțeleg eu bine. Partidul Renașterea Săcălazului, Partidul Noua Dreaptă, Partidul Nostru, că al vostru nu e bun, probabil, Partidul Fapta sau Partidul Mândri că suntem arădeni. Ăștia sunt partide. Unul dintre partide are ca semn partid, Blocul Unității Naționale, pardon, are Partidul Bun, care este,
Are semn electoral un pătrat în care e scris 100% bun. Iar Partidul Unității Sociale are ghici un unicorn. Ca să știți ce votați, adică nu de altceva, nu știu ce fumează oamenii ăștia, dar tare-și vrea și eu. Și cu cine votez? Eu votez cu unicornul, frate. De ce? Pentru că am încercat cu dragonul acum 4 ani și nu mi-a mers. Era proastă marfa. Ne facem și noi un partid pentru parlamentare. Da, există al proștilor deja. L-a înregistrat cineva. Da, 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 da. Există. Și ca o grămadă de membri chiar și îs mândri, da. Prost 100%. Ce facem? Și-au ales oamenii, vă spuneam, reprezentanții pe București, e Marian Munteanu din partea PNL-ului, de exemplu. Stai așa o clipă că nu e bătut în cuie. Nu e bătut în cuie, dar băi, a fost anunțat deja. Eu am zis, domnule, care e treaba, ce ar fi în regulă cu Marian Munteanu? Și atât ce am auzit ca și bubă neagră care ar putea să-l elimine, chestia că ar fi cu orientări neonaziste, fasciste, ceva de genul ăsta. Nu știu să aibă așa ceva, știu că a fost foarte liniștit. El a fost liniștit, deci unii îl învinovățesc că vezi, doamne, că a fost prea liniștit, că a intrat Măgureanu în discuții cu el în 2000. Acum, dacă vorbim cu un spion, nu înseamnă că suntem spioni și noi, sau știu că a mai fost altceva. Na, omul a făcut o treabă extraordinară în 90. Mie mi-a plăcut. Era să-și piardă și viața. Da, băteau bine. A spus niște lucruri pe care mulți nu le-au priceput atunci. Mulți care am ajuns în zilele astea, le-am văzut că sunt... că nu erau lucruri absurde ceea ce cerea el și studenții din jurul lui ce cereau la momentul respectiv. Deci a avut viziune la momentul respectiv. Eu am, să folosesc cuvântul, am achiesat la ideile sale din 90. Așa, din păcate, doar la modul ăsta, da, are dreptate omul, nici n-am știut că a fost în spital, că l-au bătut mineri, am înțeles că știam Miron Cosma ar... Îl susține Miron Cosma. Îl susține, că s-ar lupta cu el. Când era cu barda pe gâtul lui, pe da. Bordură la universității... De ce vreau să spun că n-am toate informațiile de atunci corecte și în regulă? Pentru că eram în armată și informațiile veneau gâtuit. Și de-abia după aceea am început să aflu... Clar este că va fi o luptă, și hai să încheiem că deja... Da, e târziu. Va fi o luptă acerbă pentru fotoliile de primar. Va fi liniște. Sunt destui, dacă am zis că sunt șase, poate chiar mai mult. Nu contează cât sunt, chestia e că... E de luptă, luptă, dar la noi în Roman e ok. E ok, se tunde iarba, se vopsește gardul la parc, la cimitir s-au betonat câteva alei. Au ieșit și ăștia de la dat cu var, cu patrulele lui Țepeș, că până acum nu s-a mai făcut niciodată așa ceva. Mie îmi place că asta e perioada. Deci, dacă ar fi după mine, sincer, mi-aș dori o campanie electorală veșnică. Vezi, în fiecare an, în fiecare lună să fie campanie electorală, pentru că atunci s-ar face bordurile curate, arborii toaletați, da, cum trebuie, spălat, curat, tot. Pentru că atunci să facem campanie, nu? Să nu punem botul la chestiile astea, să luăm, să vedem exact pe planuri. Oricum, la nivel de Roman, eu așa zic că actualul primar... N-ai voie să te... Actualul primar a făcut treaba și o să meargă cu doar ce... O să fim nevoiți să tăiem din emisiune, înțelegi? Că deja intrăm în campanie și noi n-am voie să... Dar nu fac campanie, nu sunt membru la partid, nu am nicio treabă. Doamne, dar zic așa, să nu pierdem timpul aici. Vă mulțumim pentru atenția pe care ne-ați oferit. Atenția la consilierii locali. Corect, acolo trebuie văzut. Ăia trebuie... Pe săptămâna viitoare, toate cele bune, în weekend minunat tuturor. Pa! Pa!